Așa cum vă spuneam, deja au trecut de comisii bugetele de la Justiție, Interne, Apărare, Muncă, Transporturi. Votul va fi pe 21 decembrie. Opoziția ați încercat într-un fel să blocați proiectul cu 3600 de amendamente care vor trebui analizate în comisii. Vasile Marcu ne spune unde ne aflăm în acest moment, Vasile. Ne aflăm exact înainte de a intra în discuția comisiilor de buget finanțe, acolo unde trebuie să vină și ordonatorii principali de credite. Astăzi au fost în comisiile de specialitate, au fost și la SRI, pentru că nu l-ai menționat. Acolo este o creștere a bugetului cu 13% în 2008. Am mai fost și la transporturi, ministrul și a trecut și acolo bugetul fără probleme, și la Ministerul de Justiție. Acolo au fost discuții pentru că se vorbea că DNA-ul ar primi un protocol, ar avea cheltuieli de protocol foarte mari în 2018, este vorba de o sumă de 3 milioane de lei, ceea ce înseamnă 700 de mii de euro doar în 2018. În plus, procurorii DNA mai dau și 800 de mii de lei pe locuințele de serviciu, doar 12 milioane 500 de mii de lei se duc tot la DNA pentru salarii, pentru sporuri de condiții de lucru speciale. Și la Ministerul de Interne este o creștere a bugetului în 2018, dar acolo vor fi făcute și angajări pentru o dispensă dată de guvern, pentru că sunt foarte puțini oameni în stradă. De la Ministerul Administrației și Internelor vor fi angajați peste 1000 de oameni începând din 2018. Pentru că totul vorbeai despre amendamente, sunt aproape 4000 de amendamente, doar 3300 au fost depuse de cei de la PMP, cam 270 de USR și vreo 300 au depus cei de la PNL, deci în total vreo 3900 de amendamente, trebuie și ele discutate, dar pentru asta sunt la dispoziție doar 3 zile, începând de mâine, miercuri, joi și vineri. Spuneam că vor fi discutate în comisiile de buget finanțe, acolo vin și ordonatorii principali de credit, iar opoziția va încerca să-și impună amendamentele la buget. Astăzi, cât s-au discutat despre amendamente, foarte puțin, nu au reușit să treacă. Spre exemplu, la Comisia de Apărare au fost respinse toate amendamentele pentru la bugetul Ministerul Administrației și Internelor. Doar un singur amendament venit din partea celor de la putere a fost admis, dar nu era vorba de o sumă foarte mare, undeva la jumătate de milion de lei. Bătălia se va duce, spuneam, abia de mâine în comisiile de buget finanțe, unde cei de la opoziție vor încerca să discute amendament cu amendament și să scoată cât mai mulți bani de la